Bună ziua tuturor, mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Conferința de presă de astăzi are drept scop reiterarea unor aspecte importante din conceptul de dezvoltare curriculară pe care Ministerul Educației l-a lansat pe data 27 aprilie în cadrul evenimentului Moldova pentru Educație. Această conferință de presă și această reiterare a conceptului se face din contextul de a evita anumite interpretări eronate sau anumite speculații pe care au loc la moment când este propusă dezbaterea publică. Pentru a preciza percepția vis-a-vis de acest concept și pentru a puncta încă o dată aspectele importante a acestui concept, astăzi voi încerca să reiterez anumite puncte importante. O să începem cu de ce lansăm acum procesul de dezvoltare curriculară. Avem mai multe argumente. Unul dintre primul argument este că există o necesitate ciclică de 5-10 ani. În diferite țări există diferite perioade de timp de a revizui, de a dezvolta curricula școlară, pentru că apar noi necesități societale în care sistemul educațional trebuie să reacționeze la aceste schimbări, schimbări geopolitice, schimbări de pe piața muncii, necesitatea de a reduce discrepanța între oferta educațională și cererea pieței muncii, necesitatea de a revizui profilul absolventului instituțiilor educaționale și multe altele. Ultima revizuire curriculară în Republica Moldova s-a făcut în anul 2018, deci suntem la 6-lea an de implementare curriculară, am putea să spunem că am trecut ecuatorul și am avea posibilitatea și capacitatea de a ne uita în urmă și a spune ce a fost bine, ce poate fi mai bine, unde trebuie de intervenit. Totodată este bine să începem să discutăm despre o nouă viziune și o nouă dezvoltare curriculară de acum, pentru a ne rezerva destul timp în viitor, adică în parcursul pe care noi dorim să-l avem, pentru a analiza, a consulta, a face studii de fezabilitate a schimbărilor pe care le propunem, pentru a avea opiniile tuturor actorilor educaționali vis-a-vis de acele modificări pe care ne le dorim și ne le cere societatea actuală, dar totodată să avem și un agrement, să zicem noi așa, comun asupra acestor modificări. Totodată, dacă începem acum să discutăm despre noua dezvoltare curriculară, ne propunem ca implementarea acestor curricule dezvoltate să aibă loc către anul de studii 2027-2028. Și atunci să intrăm și cu o nouă curriculă gradual, și cu o nouă curriculă dezvoltată, și cu noi resurse educaționale, vorbim de manuale și resurse pentru profesori, dar și cu profesori formați pe această nouă curriculă. Pentru că aceasta să se întâmple sincron, pentru a nu ne alerga din urma ultimului vagon, cum am avut perioada anterioară în care am avut curriculă, m-a aprobat și nu am avut manuale și tot în goană am fost să ajungem acel curriculă cu noile manuale, ne-am propus să începem mai devreme pentru a avea o linie de start cu toate resursele pregătite. Un alt cer de argumente conceptuale ar fi furnizate de finalitățile strategiei de dezvoltare educației 2030. Vorbim și despre sistemul domeniilor de competențe recomandat de Consiliul Europei, vorbim și despre necesitatea creșterii motivației pentru învățare a elevilor, vorbim și despre modernizarea procesului educațional prin valorificarea inovațiilor tehnologice, dar și îmbunătățirea rezultatelor învățării, pentru că, după cum am mai vorbit și anterior, rezultatele testărilor internaționale demonstrează că elevii noștri nu fac față acelor cerințe care ar trebui să le facă, chiar dacă și ne străduim foarte mult. Acum, pentru a înțelege foarte corect conceptul de dezvoltare curriculară care este propus pentru dezbateri, trebuie să începem a studia din două perspective. Deci conceptul descrie modificările care se propun din două perspective. Prima perspectivă, sunt schimbările care se vor produce pentru toate școlile și toate disciplinele școlare, cu aplicarea planului de cadru de învățământ în vigoare. Ce înseamnă plan cadru? Plan cadru asta este lista de discipline obligatorii pe care se predau în fiecare școală din Republica Moldova și numărul de ore recomandat pentru fiecare disciplină dată. Deci, prima
dimensiune acestor modificări este pentru toate disciplinele și respectând acel plan cadru care este la moment. Adică nu excludem nicio disciplină, păstrăm acele discipline, nu le ducem nicio oră la disciplinele care sunt la moment, dar facem update-ul curricular. Umblăm la curriculum, îmbunătățim, facem acele schimbări calitative. A doua perspectivă care este în acest concept sunt schimbările care se vor produce și pe curriculă, și pe plan cadru, dar ele sunt opționale doar pentru școlile pilot, care vor alege implementarea noilor modele de planuri cadru de alternativă propuse de nou concept. Vreau să zic că și la moment în Republica Moldova există școli care nu implementează un plan cadru tipizat. Noi avem foarte multe școli cu planuri individuale, care au anumite discipline completate la ce la oferta educațională de bază. Mai mult ca atât, avem licee cu planuri cadru care variază și în care licee în care sunt mai mult de 3 clase paralele la liceu își pot permite să aibă discipline la alegere, având un curriculum obligatoriu. Astfel că noile modificări care vin sunt pe aceste două dimensiuni. Și acum haideți să ne clarificăm ce se produce pe o dimensiune și ce se produce pe altă dimensiune, pentru că deseori atunci când se citește conceptul, lucrurile nu se percep atât de ușor. Astfel, schimbările care se vor produce pentru toate școlile, la toate disciplinele cu aplicarea planului cadru de învățământ în vigoare. Primul rând, se vor dezvolta curriculele la toate disciplinele existente din perspectiva acordării mai bine la formarea competențelor chei și a sistemului de valori și principii coerente celor europene. Noi avem fixate în plan, în codul educației, domeniile de competență cheie, noi avem aceste competențe declarate în fiecare curriculă școlară, nu avem siguranța că ele până la urmă se realizează pentru că nu avem un mecanism clar de transpunere a lor până la momentul de activitate educațională, lucruri care avem de mai lucrat aici. Creșterea gradului de aplicabilitate a conținuturilor curriculare studiate. Ce se are în vedere? Elevii să poată să folosească cunoștințele fundamentale pe care le studiază la școală în rezolvarea problemelor uzuale, adică în sarcini de viață. Datele de la PISA ne confirmă că majoritatea elevilor întâmpină greutăți în acest capitol. Deci chiar dacă și au cunoștințe profunde la fizică, la biologie, la chimie, atunci când au de rezolvat o situație cotidiană, cum să facă, să folosească aceste cunoștințe în rezolvarea unei probleme de viață, cu regret copiii noștri nu prea arată mare performanță. Asta ne dorim ca să schimbăm la nivel de curriculă, ca pe urmă să apară la nivel de manuale și asta să se producă la nivel de proces educațional. Următorul principiu, asigurarea valorificării abordării transdisciplinare în studierea fenomenilor și proceselor. Deci, transdisciplinaritatea ca principiu a fost declarată și în cadrul de referință a curriculumului anterior, dar inițiativele au fost doar fragmentare. Deci, ne dorim ca să avem o abordare din perspectiva proiectelor, metodologiei STEAM și STEAM, care ne dă posibilitatea să studiem, de exemplu, fenomenele din perspectiva diferitor discipline. Când zic studiem fenomenele și procesele din perspectiva diferitor discipline, vorbim de exemplu, studiem arderea și arderea o studiem ca fenomen la chimie, la fizică, la biologie. Ce respectiv se produce? Și atunci, în capul copilului, se creează clar ce este asta, de ce este nevoie de fizică, chimie și biologie în viața lui și cum asta afectează viața lui cotidiană. De asemenea, ne dorim să valorificăm noile educații. Când zicem noile educații, avem în vedere multiplele educații care au apărut pe parcurs. Vorbim despre educația antreprenorială, educație ecologică, educație pentru medie, educație pentru sănătate și multe alte educații. Ele au poartă denumirea de noile educații în cadrul disciplinilor școlare obligatorii. Deci, la matematică, am să dau un exemplu ca să fie mai clar, la matematică vom încerca să propunem probleme de rezolvare din activitatea antreprenorială, pentru a vedea cât ar trebui să coste un produs pentru în momentul în care noi avem aceste cheltuieli și așa mai departe. Deci, asta am dat exemplu ca să înțelegem ce se are în vedere prin integrarea acestor noile discipline în disciplinele obligatorii. Dar astfel de exemple pot fi încă multiple. Următorul principiu pe care se va face dezvoltarea curriculară este centrarea pe elev și relevanța cu cerințele actuale și viitoarea societății. Vom încerca să avem o posibilitate în care elevul să aibă libertatea de
aș asuma acele activități și sarcini pe care le poate. Acele activități și sarcini care sunt pe stilul său de învățare, care cumva rezonează cu construcția sa cognitivă, să zicem așa, pentru că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare separat și individual, vreau să vă zic, deci fiecare din noi are anumite predilecții pentru a învăța. Mai mult discipline exacte, vizual, auditiv și așa mai departe. Asta este ceea ce când vorbim ce înseamnă centrare pe elev. Și totodată relevanță cu cerințele societății actuale și viitoare. Deci noi trebuie să ne gândim ce o să fie nevoie ca un cetățean să știe sau un viitor profesionist să știe în momentul în care va ieși pe piața muncii peste 10-20 de ani. Creșterea gradului de motivație pentru studii prin selectarea conținuturilor strategiilor de învățare propuse. Auzim de foarte multe ori, curiculele sunt încărcate, conținuturile sunt erotizate, nu înțelegem ce învățăm și pentru ce asta ne trebuie. Iată, răspunsul la aceste întrebări ar fi una dintre prerogativele dezvoltării curriculare. Totodată și abordarea temelor cross-curriculare pentru formarea unor competențe sustenabile. Aceste teme cross-curriculare sunt anume acele momente care, sau acele elemente care ne asigură să ne formarea sau cumva cârtia de turnesol care ne va zice da, competențele cheie care noi vrem să le dezvoltăm pe parcursul școlarității, ele se vor forma. Creșterea gradului de valorificare și utilitatea a curriculumului de către cadrul didactic prin îmbunătățirea structurii curricule. Vrem ca cadrul didactic să folosească curriculum nu doar din compartimentul conținuturi și unități de competență, dar ca document care să fie util, uzual, folosit atât în vedere din corelarea așa cum au gândit-o conceptorii de curriculă. Cadrul didactic când ia o curriculă să fie foarte clar care este unitatea de competență, care este conținutul și care ar fi acele metode care îi dă siguranța de 80% că el, dacă le folosește atunci aceste finalități de conținut și de competență, se vor forma. Pentru că deseori cadrul didactic stă și nu este convins, mai ales atunci când nu are mare experiență, cum poate fi făcută această corelație. Și sigur că actualizarea statutului disciplinilor opționale. Pe site-ul Ministerului Educației la moment avem un șir întreg de discipline opționale care s-au adunat așa ca un bulgăre de zăpadă și pe care vrem să le revizităm, să vedem care din ele sunt actuale, care din ele se plasează pe anumite arii curriculare, cum ele pot fi conectate la finalitățile educaționale și totodată unele dintre curriculele acestor discipline opționale cer să fie reactualizate, aduse în conformitate cu nou cadru de referință a curriculum. Asta este ce în mare, dar și multe altele, se vor petrece pentru acele discipline care le avem astăzi ca discipline obligatorii în planul cadru și pentru toate școlile din Republica Moldova. Acum, care sunt schimbările care se vor produce în școlile pilot, care vor alege implementarea noilor modele a planului cadru de alternativă, care sunt propuse din nou concept? Planul de alternativă este propus anume pentru aceia că noi avem școli care au resursă umană, au capacitate, au dorință, au cerere de din partea părinților și a elevilor de a diversifica oferta educațională. Dar cumva sistemul nu le oferea această oportunitate, acum încercăm să oferim această oportunitate. Vom propune planuri cadru de alternativă pentru fiecare ciclu primar, gimnazial și liceal. Până la moment am avut planuri de alternativă doar pentru liceu și planuri individuale pentru primar, gimnaziu, acolo unde școli foarte puține în Republica Moldova decideau că au curajul să facă această diversificare de ofertă curriculară. Acum vom avea plan de alternativă pentru primar cu anumite modificări, pentru gimnaziu și poate să se întâmple ca școala, de exemplu, să aibă plan de alternativă pentru primar, dar să aibă planul general pe gimnaziu și liceu. Și invers, adică una nu va fi condiționat de celelalte aspecte. Ne dorim să integrăm disciplinele școlare înrudite, ca de exemplu dezvoltare personală cu educație pentru societate, pentru că sunt finalități comune și care ușor pot fi făcute. Și cu educația moral-spirituală, dacă luăm ciclul primar, și să introducem eu și societatea ca disciplină care este axată pe valori, pe formare de comportamente, de la clasa 1 la clasa 12.
educație tehnologică, să integrăm cu arte plastice și să avem ceva de tipul arte și design în care elevii să poată și să confecționeze și să diseneze și lucrurile astea să le dezvolte și motorica sensibilă care dă posibilitate la dezvoltarea cognitivă, dar totodată să aibă posibilitate ca să aibă loc în procesul educațional și pentru alte discipline. Și aceste alte discipline ar fi introducerea unor noi discipline integrate, ca de exemplu informatică și inginerie pentru ciclul liceal, educație tehnologică și TIC, adică regândirea disciplinei educație tehnologică din perspectiva tehnologiilor informaționale, în care elevii vor învăța la educație tehnologică cum să construiască roboți, cum să facă anumite grafice de web pagini și așa mai departe, deci aici. Științe. Asta a cauzat cele mai mari debate-uri și speculații care s-au început pe sistem, că gata, profesorii de fizic, chimie și biologie cumva vor rămâne fără de lucru că, sau vor trebui să predea și alte discipline. Da, ne dorim ca, într-adevăr, profesorii de aceste discipline să poată să abordeze procesele și fenomenele pe care îi le predau integral. Mai mult ca atât, Europa asta face de mult. Avem țări care, de fapt, demonstrează prin rezultatelor la PISA că, da, se poate de făcut de a preda științe și nu avea discipline separate. Doar la nivel de liceu au discipline separate. Pentru învățământ general, au științe. Noi ne propunem să facem asta cel puțin până în clasa a șaptea și între clasa a opta și a noua avea iarăși discipline separate pe fizică, biologie și chimie. Dar am zis asta pentru acele școli care vor avea resursă umană, vor avea profesori care vor dori să-și, să zic eu așa, capaciteze abilitățile sale și să poată să predea această disciplină. De asemenea, ne propunem să avem, de exemplu, disciplina arte ca disciplină axată pe talent și pe ceea ce înseamnă competență vizuală artistică. Și artă plastică și muzică și ceea ce mai intră, dans, ceea ce intră în tot ceea ce înseamnă concept de arte. Pentru clasele primare ne-am dorit o nouă disciplină opțională, obligatorie, depinde cum o să încercăm să vedem în urma dezbaterilor, care s-ar numi Eu descoper lumea. Asta ar fi o disciplină de transdisciplinaritate, în care copilul va începe să descopere prin cercetare și să folosească cunoștințele sale de la matematică, de la limbă, de la istorie, de la științe, în descoperirea fenomenelor. Adică atunci unde el ați poate să facă conexiuni de la cunoștințele separate pe care el le are la această disciplină și aceste teme, de la tema Eu descoper lumea, vor fi teme de tip cross-curricular. De asemenea, ne dorim reactualizarea arelor curriculare și a disciplinilor școlare din perspectiva formării și dezvoltării competențelor cheie. Deci dacă acum avem area, disciplina socio-umanistică, vom avea area numită dezvoltarea identității, drepturilor omului și cetățeniei democratice. De asemenea, stabilirea... Deci, ceea ce am vorbit anterior, darea posibilității ca și elevul și școala să aibă mai mare alegere în construirea ofertei educaționale. Pentru aceasta stabilim un trunchi comun de discipline școlare, așa numitul core curriculum, care e compus din limbă și literatură română, limbă străină 1, istoria românilor și universală, matematică și științe, clasele 1-a a 7-a. Și complementăm acest core curriculum cu alegere de discipline opționale, discipline la alegere și discipline opționale. Vor apărea o listă recomandată din Ministerul Educației de discipline care pot fi alese și discipline din cele opționale care tot pot complementa această ofertă educațională, în limita numărului de ori care tot este propus în acest nou plan cadru. Alegerea aceasta poate fi făcută la nivel de liceu de către elevi, atunci când liceul are cel puțin 3 clase paralele. Pentru că atunci noțiunea de clasă dispare și apar grupurile de studiu pentru diferite discipline în momentul în care unii aleg o disciplină și alții aleg altele. Liceele care nu au, vrem să dăm șansa și pentru instituțiile care nu au 3 clase paralele, dar au o singură clasă, atunci ar putea instituția, știind care este resursa umană, să zic eu așa, punctele forte, ce resurse didactice, educaționale are în instituția sa, are o sală bună sportivă sau are laboratoare digitale foarte bune, să facă ea oferta educațională modificată și să zică liceul nostru, iată acest curriculum,
curriculum îl propune la nivel de liceu. Astfel că și școlile mici sau liceile care au o singură clasă sau două clase la paralelă ar putea să facă, să implementeze planuri cadru modificate în cazul dat. La fel și pe primar și pe gimnaziu. De asemenea, corelarea resurselor temporare alocate învățării cu prioritățile educaționale ale statului și valențele formative a disciplinilor școlare. Vrem să regândim numărul de ore în aceste noi planuri cadru care se oferă la o anumită disciplină. Pentru că avem un, să zic așa, trunchi fixat și care noi nu știu de ce niciodată nu ne-am întrebat, dar el poate fi atins. De ce este condiționat 7 ore la limbă română și, de exemplu, 2 la engleză? Poate asta fi modificat sau nu? Pentru că, de exemplu, competența de comunicare se dezvoltă nu numai la limba română, dar se dezvoltă și la celelalte discipline. Poate că ceea ce este rezervat pentru dezvoltarea competenței de comunicare putem să dăm la alte discipline unde, de asemenea, vorbim în limba română și facem coerență gramaticală și multe, multe alte lucruri. Deci asta ca exemplu, ca să înțelegem ce înseamnă corelarea resurselor temporale cu prioritățile și valențele formative ale disciplinilor școlare. De asemenea, ne dorim promovarea educației multilingve și interculturale în scopul consolidării coeziunii sociale. Trebuie să vedem cum facem așa ca cei care se consideră cu statut de minorități naționale în Republica Moldova să se simtă bine în sistemul educațional. Noi avem o realitate care nu este bună, în care, de exemplu, istoria fiecărei minorități se studiază numai din către minoritatea dată și avem această practică de 10 ani și mai mult. Și nu este bine, pentru că noi suntem o societate și normal trebuie să avem această coeziune socială și trebuie să avem valențe comune și trebuie să găsim loc pentru a studia și istoria minorităților și istoria, când vorbesc minorități, vorbesc minorități naționale, și istoria populației majoritare, populației române, moldoveni, care și cum se identifică, dar care respectiv trebuie să ne unească împreună, dar nu să ne dispartă. Lucrurile acesteia ne le propunem atât pe disciplinele de istorie, cât și pe disciplinele lingvistice, cât și pe disciplinele care acum se numesc istoria și tradițiile diferitor popoare care există în curricula, în planul cadru actual. Ne dorim ca, când vorbim despre educație multilingvă în școlile în care se predau în mare, că trebuie să recunoaștem, noi nu avem școli cu predarea în limbilor minorităților naționale, noi avem școli cu predare în limbă rusă, în care se studiază 2 discipline în limba minorității naționale, adică aceasta este limba, de exemplu, ucraineană și istoria tradițiile poporului ucrainean, sau limba bulgară și istoria tradițiile poporului bulgar. Restul, toate disciplinele, se predau în limba rusă. Ceea ce ne dorim noi, ca în aceste școli, să se predea și mai multe discipline în limba minorității naționale și în limba română, dar și în limba rusă în momentul în care se consideră că aceasta este o prioritate pentru această comunitate. Astfel că Ministerul Educației și Cercetării și-a rezervat timp pentru consultări și dezbateri publice a conceptului propus. În perioada iunie-august vom afișa un grafic de dezbateri publice în care ne vom întâlni cu diversi actori educaționali, manageri, cadre didactici, părinți, elevi, în care vom asculta opinia, vom încerca să dăm explicații la ceea ce se vrea, vom asculta poate și alte idei care au venit și care vor modifica substanțial conceptul. De asemenea, pentru valorificarea feedback-ului la conceptul care a fost pus pe pagina Ministerului Educației, astăzi vom plasa un chestionar de feedback și marea rugăminte, toți cei care vor să se expună, să o facă, să completeze, vă asigurăm că ideile dumneavoastră vor fi auzite. Reiterăm încă o dată că, conform procesului de dezvoltare curriculară, implementarea graduală a noi curricule dezvoltate va avea loc începând cu anul 2027-2028. Asta pentru a liniști spiritele care cred că de mâine se schimbă curricula. Deci încet, cu multă profunzime, cu mare atenție, cu intervenții calitative, ne propunem să avem un proces educațional mai calitativ, mai flexibil, mai centrat pe ele și mai axat pe competențe. Mulțumesc mult de atenție, dacă sunt întrebări. Mulțumesc mult!